Nu știu pentru ce o tras brazda asta atât de adâncă. De vreo jumătate de metru. Probabil are o justificare, o explicație. Dar am auzit că în astfel de săpături agricole adânci, cu o privire atentă, poți să găsești urme de civilizație antică. Pietre prelucrate, lut, ars, oale. Eu deocamdată văd doar sticlă modernă și pietre de la o construcție, nu știu ce a fost aici. Dar-s curios și mai caut, mai cerșetez. Sper să nu găsesc oase de om, cum am găsit în 92, 91, când lucram pe șantier la Chișinău, la Botanică, pe Cuza Vodă. O scoabă de fier, tot din secolul 20. Pentru unii de mult, născuți în veacul ăsta. E din mileniul trecut, cum ar veni. Dar pentru mine, nu e chiar prețios. Pietre de râu, bune de construcție. Noștri în sat, cred că de aici aduceau pietre de la Brânzeni, la Ștefănești. Noi nu avem piatră. Avem doar năspării și lutărie. Ardezii cu azbest, periculoasă, pentru că între timp s-a constatat că azbestul e un mineral periculos, prea așchiet, prea ascuțit, și dacă intră în plămâni și se înfibge, acolo nu mai iese și poate să genereze suferință, inclusiv cancer. De asta lumea civilizată a renunțat să-l mai folosească. Dar la noi încă toate casele s-au acoperit cu ardezii. Urmele activității umane în secolul trecut. Os de bovină. Sau poate fi de cal, așa de lat, așa de gros. Deci da, tot e un fel de arheologie, dar foarte recentă. Între Oitul și Ștefănești. Gura Oitus. Între satul meu și Răut. Fel, fier, oțel. Ajung până la capătul brazdei și mă las pe gubaș. Mai puțin piatră, mai puțin lut ars, dar
Metal am găsit cât vrei. Totul prelucrat industrial, recent. Brazda ce e mare. Mă întorc să-mi recuperez bicicleta dacă nu a dispărut.